privind la universul creat, oare în ce se vede mai bine și mai profund slava și mâna lui Dumnezeu? Pentru că uitându-ne spre cer, așa cum zice în Psalmul 19, se observă arta divină în creație. Uitându-ne spre pământ și spre toate componentele sale, este scris la fel, că Dumnezeu a făcut nu doar cerurile, pământul, marea și tot ce locuiește în ele. Chiar dacă unora îl place mai mult una sau alta, ele sunt frumoase toate. La fel, privind în istoria biblică, poate în funcție de vârstă sau de pasiunile fiecăruia, unora le place mai mult partea de început a Scripturilor. Alții sunt mai doritori de psalmi, poate într-o vreme în care vrei să cauți fața Domnului și să te smerești înaintea Lui. Pentru cei care de curând vin la Domnul, îi sfătuim în mod special să privească în Evanghelie. Dar zice Pavel în 2 Timotei că toată Scriptura este de folos. Am amintit această idee pentru ca să vă deschid, sau mai corect, Domnul să ne deschidă tuturor inima spre studiul care va urma începând de astăzi. Pentru 10 lecții ne vom opri la perioada judecătorilor. Astăzi vom avea o lecție introductivă care descrie în mare această perioadă, iar începând de săptămâna viitoare, vom lua pe rând câte unul din cei mai importanți judecători, încercând să înțelegem felul în care s-au comportat oamenii atunci, felul în care a lucrat Dumnezeu în vremea aceea, și de fiecare dată aplicația, ce putem învăța noi de la ei. Cu ce scop a scris Dumnezeu acea parte de Scriptură care cuprinde cel puțin 300 de ani în a ne învăța pe noi? Vreau să ne reamintim că poporul evreu, născut din sămânța lui Avram, dar lărgit în mod definitiv prin Israel, de unde își poartă și numele, a fost dus în Egipt, a fost eliberat de acolo prin Moise, cel care a fost primul conducător. După el a urmat Iosua. Dar după Iosua nu a mai existat un conducător de tipul lui Moise sau Iosua. De altfel, trebuie să recunoaștem că Moise este unic. Iosua nu este ca Moise. Moise a avut un rol. Prin el a fost dată legea, el a fost eliberatorul. Iosua a avut o altă slujbă. Să conducă din punct de vedere militar poporul în Israel, să învingă domnitorii cananiți și să împartă țara. Aceste două slujbe nu puteau fi preluate mai departe, nu mai era nevoie de lucrarea aceasta. După Iosua, poporul a rămas centrat în jurul cortului întâlnirii, era singurul lucru ce îi lega sistemul religios, teocratic, cu legea, marele preot, sistemul levitic. De la Fineas, nepotul lui Aron, fiul lui Eleazar, și până la Eli, ca preoți, se extinde perioada judecătorilor. Despre Fineas scrie în Judecători capitolul 20 și vreau să observăm că el era conducătorul națiunii, dar un conducător cu funcție religioasă. 20. Versetul 26 la 28. Toți copiii lui Israel și tot poporul s-au suit și au venit la Betel. Și copiii lui Israel au întrebat pe Domnul. Acolo se găsea atunci chivotul legământului lui Dumnezeu și Fineas, fiul lui Eleazar, fiul lui Aron, stătea pe vremea aceea înaintea lui Dumnezeu.
Ultimul dintre mari preoți a fost Eli. 1 Samuel, capitolul 4. De la versetele 12 la 18. Un om din Beniamin a alergat din tabăra de bătaie și a venit la Shiloh, locul unde era așezat cortul. Și mă adaug versetul 17 și 18. Cel ce aducea vestea aceasta a morții lui Hovni și Finias și a lor echivotului a zis: Israel a fugit dinaintea filistenilor și poporul a suferit o mare înfrângere și chiar cei doi fii ai tăi, Hovni și Finias, au murit și chivotul Domnului a fost luat. Abia a pomenit de chivotul Domnului și el a căzut de pe scaun și a murit, căci era un om bătrân și greu. El fusese judecător în Israel 40 de ani. În acest interval, deci de la Finias la Eli, Dumnezeu a intervenit în poporul său prin judecători, prin izbăvitori. Știți că mai târziu a urmat perioada regatului, a împăraților. Prin acești judecători, Dumnezeu a restaurat viața spirituală în prim plan și a adus independența țării. Vreau să citesc despre asta în Judecători, capitolul 2, versetul 6. Iosua a dat drumul poporului și copiii lui Israel au plecat fiecare în moștenirea lui ca să ia țara în stăpânire. Erau deja proprietari, chiar dacă nu în mod total, dar definitiv în Canaan. Versetul 7 și în continuare. Poporul a slujit Domnului în tot timpul vieții lui Iosua și în tot timpul vieții bătrânilor care au trăit după Iosua și care văzuseră toate lucrurile mari pe care le făcuse Domnul pentru Israel. Și 10. Tot neamul acela de oameni a fost adăugat la poporul lui și s-a ridicat după el un alt neam de oameni care nu cunoștea pe Domnul nici ce făcuse el pentru Israel. Și neam după neam, adică generație după generație, au cunoscut stări negative, Dumnezeu i-a cercetat și vom vedea felul în care Dumnezeu îi readucea cu fața spre sine, spre legământ, pentru a-i păstra ca și poporul său. Într-o primă parte în această seară vreau să observăm necesitatea judecătorilor. De ce Dumnezeu a ridicat judecători? Iar într-o a doua parte îi vom trece în revistă, urmând, așa cum v-am spus deja, în săptămânile viitoare să ne oprim mai îndeaproape în dreptul lor. Să sesizăm, chiar pornind de aici, din judecători, din primele capitole, situația evreilor în Canaan. Și vom vedea că între starea lor din Canaan și situația noastră există o asemănare. Fiecare seminție și-a primit o moștenire. Ei au fost repartizați în funcție de numărul lor, care erau mai numeroși, au privit un teritoriu mai mare, ceilalți mai mic. Terenul a fost împărțit și în funcție de fertilitate. Care a avut un teren mai arid, a primit o bucată mai mare pentru că nu era productiv. Dar în aceste teritorii mai existau încă cetăți stăpânite de cananiți. De exemplu, ca și cum o seminție ar fi primit județul Arad. Dar cetatea Lipova, cetatea Șiria, pe care le știm noi ca și fortărețe din istorie, să fie încă stăpânite de cananiți, să aibă teritorii în jur pe care ei le controlau și asupra cărora evreii n-aveau drept. Și de la zonele acestea limitrofe existau certuri, bătălii, influențe. Imaginați-vă să fie un târg, o piață, ar veni acolo să-și vândă marfa și unii și alții, unii erau de o religie, alții de alta.
Ei primiseră țara în forma aceasta, cu nuclee cananite răspândite peste tot, cu porunca să extermine toți cananiții care fuseseră destinați nimicirii datorită răutății lor maxime, datorită stării de irecuperare, pentru că Dumnezeu, potrivit principiilor sale, trestia frântă nu rupe și mucul ce mai fumegă nu-l stinge. Dar când cineva este ajuns într-o stare de degradare totală, ceea ce, de exemplu, se va întâmpla și la sfârșit, sau ce s-a întâmplat cu îngerii, Dumnezeu recurge la nimicire, pentru ca răul să nu se extindă și să năvălească și peste cei puțini, de cele mai multe ori, rămași buni. Să citim mai întâi, totuși, în cartea Iosua, capitolul 17, pentru a vedea porunca de nimicire datând încă de la Iosua. 17, de la versetul 12. După ce se prezintă teritoriul repartizat la cel din Manase, scrie: fiii lui Manase n-au putut să izgonească pe locuitorii din aceste cetăți și cananiții au izbutit astfel să rămână în țara aceasta. Când copiii lui Israel au fost destul de tari, au supus pe cananiți la un bir, dar nu i-au izgonit. Aici a fost greșeala lor. Fiul lui Iosif au vorbit lui Iosua și i-au zis: pentru cine ai dat de moștenire numai un sor și numai o parte, când noi suntem un popor mare la număr și Domnul ne-a binecuvântat până acum? Iosua le-a zis: dacă sunteți un popor mare la număr, suiți-vă în pădure și tăiați-o, ca să vă faceți loc în țara fereziților și a refaimiților, deci ei erau și proprietari ai zonelor silvice de acolo, fiindcă muntele lui Efraim este prea strâmb pentru voi. Fiul lui Iosif au zis: muntele nu ne va ajunge. Și toți cananiții care locuiesc în vale, cei ce sunt la Betșean și în satele lui, și cei ce sunt în valea lui Israel, au cară de fier, deci erau mai dotați în punct de vedere economic și militar. Iosua a zis casei lui Iosif, fiul lui Efraim și lui Manase: voi sunteți un popor mare la număr și puterea voastră este mare. Nu veți avea un singur sorț, ci veți avea muntele, căci veți tăia pădurea și ieșirile vor fi ale voastre și veți izgoni pe cananiți cu toate carele lor de fier și cu toată tăria lor. Spuneam că situația este comparabilă cu a noastră. Noi suntem înfiați, suntem acceptați în poporul lui Dumnezeu, dar pe teritoriul repartizat nou, în ființele noastre, în jurul nostru, se află încă mulți cananiți păstrând situația de aici. Forțe ale răului, care trebuiesc nimicite, exterminate, pentru că lupta noastră nu se dă împotriva oamenilor, ci numai împotriva forțelor întunericului. Fiecare are în zona lui duhurile cu care trebuie să se lupte. Dar aceasta presupune război, presupune o luptă puternică, dură, până când se va face curățenie și vom putea să stăpânim teritoriul oferit de Domnul în pace. Trecem acum în Cartea Judecător, capitolul 1, să vedem că evreii s-au apucat de această lucrare, să curețe țara. Dar n-au făcut-o decât în parte. Că eu știu că fiecare dintre noi are luptele lui și vrea să aibă izbândă, să fie un biruitor. Dar de foarte multe ori ne luptăm până într-un punct și uneori cedăm. Izbutim asupra unor stări rele, dar altele rămân și reușesc să coexiste în viața noastră și astfel să alterneze și să avem și teritorii sfinte și teritorii necucerite. Să avem și zile și ore bune, dar să avem și ore și chiar zile nefaste. Dar riscul, vom vedea noi pe parcurs, nu este doar să trăiască în alternanță sau să coexiste.
Pentru că cei răi întotdeauna influențează din ce în ce mai mult pe cei buni sau stările rele. Le înghit pe cele bune. Și există tot timpul o graniță care fluctuează. Omul este tot timpul într-un proces de sfințire sau într-un proces de coborâre spre păcat, spre necurăție. Un rău lăsat în viața unui om ajunge să-l domine, să-l stăpânească mai tare până când îl posedă. Iar binele își cere drepturile de a anula rău, de a-l îndepărta și de a trăi liber. Să citim așadar din Judecători, începând cu primul verset din carte. După moartea lui Iosua, ați reținut ce sfaturi le-a dat el. Copiii lui Israel au întrebat pe Domnul și au zis, cine dintre noi să se suie întâi împotriva cananiților ca să pornească lupta cu ei? Domnul a răspuns, Iuda să se suie. Iată că am dat țara în mâinile lui. Personal cred că Domnul a rânduit ca Iuda să se suie întâi, pentru că cel mai bătrân om și cel mai viteaz rămas era Caleb și el era din seminția lui Iuda. Dacă el n-ar fi dat tonul, cine să-l dea? Ceilalți? Știți că în mare tot poporul era format din tineri, bătrânii muriseră. Și Iuda a zis fratelui său Simeon, când zic Iuda sau Simeon, trebuie să înțelegem întreaga seminție. Ei aveau cap de seminție, căpetenii. A zis lui Simeon, suie-te împreună cu mine în țara care mi-a căzut la sorți și să luptăm împotriva cananiților și voi merge și eu cu tine în țara care ți-a căzut la sorți și Simeon s-a dus cu el. Știți de ce? Cred eu că Iuda a cerut ajutorul lui Simeon și nu altuia. Dacă știți, Simeon a primit moștenirea în mijlocul seminției lui Iosua, lui Iuda. Deci ei erau vecini. Ar fi fost mult mai greu să ceară ajutorul lui Asher sau lui Zabulon, care erau mai la nord. Că spune Biblia în Proverbe că decât un frate departe, mai bine un vecin bun aproape. De aici se înțelege foarte ieftin că în luptele ce le avem, fiecare dintre noi trebuie să ceară ajutorul celui de lângă el și să ne ajutăm reciproc pentru ca să putem stăpâni teritoriul oferit de Domnul și să avem o viață, cum ne rugăm și scrie în Timotei, pașnică și liniștit, cu toată evlavia, cu toată cinstea. Să observăm rezultatul luptei acestor două seminții. Iuda s-a suit și Domnul a dat pe cananiți și pe fereziți în mâinile lor. Au ucis 10.000 de oameni la Bezec. Vedeți cât de mulți cananiți mai rămânseseră? Au găsit pe Adonii Bezec la Bezec, au pornit lupta împotriva lui și au bătut pe cananiți și fereziți. Versetul 8. Fiii lui Iuda au pornit lupta împotriva Ierusalimului și l-au luat, l-au trecut prin ascuțișul săbii și au dat foc cetății. Dar tot au mai rămas niște ebusiți, care au fost exterminați definitiv de-abia pe vremea lui David. Fiii lui Iuda s-au pogorât apoi ca să bată pe cananiții care locuiau în muntele, ținutul de miazii și câmpia. Iuda a pornit lupta împotriva cananiților care locuiau la Hebron, numit mai înainte Kiriat Arba, și a bătut pe Sheșai, pe Ahiman și Talmai. De acolo a pornit lupta împotriva locuitorilor Debirului. Debirului se numea mai înainte Kiriat Sefer, Caleb, cel despre care am zis că a fost conducătorul, cel care spunea, sunt cu toată ta putere să merg în fruntea voastră. A zis, voi da pe fiica mea axa de nevastă cui va bate Kiriat Seferul și îl va lua. Și Otniel, cel care a devenit primul judecător, s-a avântat în luptă. Dar vă rog să priviți pe pagina din dreapta, că nu toți au procedat la fel. Alții au fost mult mai comozi, n-au ținut cont de sfatul lui Dumnezeu. Citesc de la versetul 22. Casa lui Iosif s-a suit și ea împotriva Betelului și Domnul a fost cu ei. Cei din casa lui Iosif au iscodit Betelul, care mai înainte se chema Luz. Străjerii au văzut pe un om ieșind din cetate și au zis, arată-ne pe unde putem intra în cetate și vom avea milă de tine. El a arătat pe unde ar putea să intre în cetate și au trecut cetatea prin ascuțișul săbiei, dar pe omul acela l-au lăsat să plece cu toată familia lui, ceva asemănător cum au procedat cu Rahav.
Omul acela s-a dus în altă țară, de la 27. Manase n-a izgonit nici el pe locuitorii din Bețean și din satele din pe jurul lui, din Taanac și satele lui, din Dor, din Ibleam, din Megido, așa încât cananiții au izbutit să rămână în țara aceasta. Când Israel a fost destul de tare, a supus pe cananiți la un bir, dar nu i-a izgonit. Efraim n-a izgonit pe cananiții care locuiau în Gezer și cananiții au locuit în mijlocul lui Efraim la Gezer. Și ia pe rând și alte seminții. Zabulon n-a izgonit nici el, 31. Nici Asher n-a izgonit, 33. Neftali n-a izgonit. Amoriții au izbutit să rămână în câteva localități. Aici a fost abaterea lor de la planul lui Dumnezeu. Ce era grav în asta? Citim din capitolul 3, de la versetul 1. Și vom vedea că ce n-au rezolvat ei a rămas să fie rezolvat de toate generațiile viitoare de judecători. Iată neamurile pe care le-a lăsat Domnul ca să încerce pe Israel prin ele. Pe toți ce nu cunoscuseră toate războaiele Canaanului. El voia numai ca vârstele de oameni ale copiilor lui Israel să cunoască și să învețe războiul. Și anume cei ce nu-l cunoscuseră mai înainte. Neamurile acestea erau cei cinci domitori ai filistenilor, cananiți, sidoniți, heviți, de la Baal Hermon până la intrarea Hamatului. Dar, acum întoarceți la capitolul 2, pentru a vedea că evreii, din necredință, necredința aceea veche, care s-a manifestat cu ocazia iscoadelor, nu putem să-i batem, sunt prea tari pentru noi. Și nu numai necredința, comoditatea. Amintiți-vă că și pe vremea când s-a împărțit țara, tot au stat în tabără și le-a zis Iosua, la un moment dat, până când vă veți lenevi să mergeți să luați în stăpânire țara pe care v-a dat-o Domnul? Au fost leneși și doar să meargă să facă o hartă ca să împartă țara administrativ. Și se observă și în viața noastră o lipsă de credință pentru a ne lupta mai profund, mai mult. Și uneori o stare de comoditate. Parcă este mai ușor să nu te expui la riscuri prea mari, să nu te lupți în rugăciuni prelungite, ne obosim, ne liniștim, parcă este mai plăcut să mănânci, nu să postești și să te lupți. Așa s-a întâmplat și cu evrei. Doar știți situații în jurul nostru și în, poate în viața noastră, în casele noastre, în biserică sau în jur, zone unde domnesc încă din cananiți, adică din duhurile întunericului, din spiritele din lumea aceasta. Nu se manifestă, gândiți cu sinceritate, că nu trebuie să-mi răspundeți mie. Aceea stare de necredință, nu putem noi să facem asta. Putem noi să eliberăm țara și să fie poporul Domnului liber și să fie toți oamenii, mă refer la Israel, la credincioși. Iată ce a zis Dumnezeu despre aceasta. Citesc acum din Judecător capitolul 2. Și aș vrea să înțelegem că acest cuvânt ne-l adresează Dumnezeu nou. Dumnezeu pe evrei aceia nu-i mai mustră. El nu mustră fără încetare. I-a mustrat când au trăit, la vremea lor. Dar dacă la fel de pasiv suntem noi, acest cuvânt ni se adresează. Îngerul Domnului s-a suit din Gilgal la Bochim. Și îngerul Domnului aici este scris în așa fel încât, după părerea unora, este o teofanie sau o cristofanie, o prezență
a divinității, nu doar a unui înger în popor. Ca și cum Dumnezeu însuși s-a dus să le spună cât de întristat este că s-au compromis și trăiesc împreună cu cananiții în Canaan. Eu v-am scos din Egipt și v-am adus în țara pe care am jurat părinților voștri că vă voi da. Am zis, niciodată nu voi rupe legământul meu cu voi. Și voi să nu încheiați legământ cu locuitorii din țara aceasta, ci să le surpați altarele. Dar voi n-ați ascultat de glasul meu. Pentru ce ați făcut lucrul acesta? Am zis atunci, nu-i voi izgoni dinaintea voastră, ci vă vor sta în coaste și Dumnezeilor vă vor fi o cursă. După ce a spus îngerul Domnului aceste vorbe tuturor copiilor lui Israel, poporul a ridicat glasul și a plâns. Iată cum ce n-au rezolvat ei în generația aceea, au avut de a rezolva toate celelalte generații. Și vom vedea că există similitudini între perioadele diferitelor judecători, cum aceleași lupte le-au avut și unii și alții. Oricum, scopul lui Dumnezeu a fost întârziat. Și în dreptul unora, scopul lui Dumnezeu a fost ratat. Pentru că dacă nu îl ascultăm pe Dumnezeu și nu ne luptăm la parametrii care El ni cere, cu jumătăți de măsură cu Dumnezeu nu câștigăm. Nu se rezolvă mare lucru. Ieri au ajuns și în Canaan și vom vedea, repet, cu ocazia multor judecători, în țara în care Dumnezeu le promisese că va curge lapte și miere, că vor avea odihnă, că cerul îi va binecuvânta și pământul își va da roadele. N-au avut nici binecuvântare, n-au avut nici pace. Și dacă nu vom ține cont de aceste reguli, vom ajunge noi sau îi vom auzi pe alții spunând, dar noi suntem poporul lui Dumnezeu, dar făgăduințele acelea care sunt scrise în Biblie, că asta spuneau, zicea Gedeon, unde sunt promisiunile acelea? Unde-i Dumnezeu care ne-a scos? Uite că nu se împlinesc și noi n-avem cine trebuie, suntem robi în țara noastră. Dar Dumnezeu le-a răspuns, voi sunteți de vină. Eu v-am pus să vă luptați și v-am dat exemple. S-a suit Iuda, eu, Domnul a fost cu el. S-au suit alții, Domnul a fost cu ei. Dar Domnul n-a făcut-o fără ei. Putea Dumnezeu în mod simplu să-i nimicească pe cananiți, să lase plăgi, să lase catastrofe naturale peste ei. Cum altădată le-a și făgăduit și a făcut uneori, să trimită împotriva lor tunete și pietre din cer, să trimite împotriva lor diferite vietăți care să-i nimicească. Dar să știți, Dumnezeu, deși și astăzi poate să nimicească toată puterea vrăjmașului, nu o face. Asta ne revine nouă. El ne ajută și când ne luptăm vom fi biruitori, dar fără noi nu o face. Și acum ajungem la problema fundamentală acestei perioade. Ce se întâmpla când evreii locuiau cu ceilalți împreună? Evreii au împrumutat sistemul idolatru cananit. Fapt ce a fost corectat de Dumnezeu prin asuprire și apoi, după reformă, prin izbăvire. Citesc din capitolul 2, de la versetul 11. Tot neamul acela de oameni a fost adăugat la părinții lui. E vorba de generația lui Iosua și imediat după el. Și s-a ridicat după el un alt neam de oameni care nu cunoștea pe Domnul nici ce făcuse el pentru Israel. Copiii lui Israel au făcut atunci ce nu plăcea Domnului și au slujit Baalilor. Asta a fost vina cea mare, idolatria. Adică, Dumnezeu era soțul lor, în mod simbolic vorbind. Dumnezeu a zis prin Ezechiel,
Și voi sunteți ca o fată pe care am găsit-o în pustie. Nimeni nu se ocupase de ea la naștere. Nimeni n-a îmbrăcat-o, nimeni n-a spălat-o. Te-am găsit, te-am frecat cu sare, zicea profetul, te-am spălat, te-am îmbrăcat cu haine, te-am făcut regină. Te-am adus pe teritoriul meu și am vrut să moștenești cea mai frumoasă țară, zice la un moment dat, pe care am căutat-o pentru voi. Dar vinovăția fundamentală a evreilor era idolatria. Și zice Dumnezeu, m-ai părăsit pe mine ca bărbat al tău și ți-ai abonat o droaie de ibofnici și enumeră popoarele din jur, stilul lor idolatru. Și Dumnezeu, imaginați-vă, stătea singur la templu ca un bărbat care i-a făcut tot ce s-ar putea imagina nevasta lui. Și ea să-l părăsească, să ia toată ziua din casă, să le ducă, să le dea la alți oameni cu care trăiește în imoralitate. Dumnezeu a tot așteptat, a așteptat și de la o vreme a început să-i taie din drepturi. Să o lase pe seama lor, să-i încuie ușa și să-i zică, cu ei vrei să te duci? Poftim, te dau pe mâna lor. Dar popoarele acelea, al căror idol i-a împrumutat evrei, n-au avut milă de ei. Idolii respectivi nu s-au îndurat de evrei. Idolii sunt fața unor demoni. Cine să se îndure de poporul Dumnezeu? Satana? Și Dumnezeu îi lăsa de fiecare dată până să vadă ce au făcut, cu cine votează, cui slujesc. Și când își reveneau, vom cita imediat, Dumnezeu era dispus să deschidă din nou ușa, să-i primească înapoi. Au părăsit pe Domnul, care-i scosete în țara Egiptului și au mers după alți Dumnezei, dintre Dumnezeii poporul care îi înconjurau, s-au închinat înaintea lor și au mâniat pe Domnul. Au părăsit pe Domnul, au slujit lui Baal și Astarteilor. Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Israel. I l-a dat în mâinilor prădători care i-au prădat, i-a vândut în mâinile vrășmașilor lor de jur împrejur și nu s-au putut împotrivi vrășmașilor lor. Oriunde mergeau mâna Domnului era împotriva lor ca să le facă rău, cum spusese Domnul și cum le jurase Domnul, au ajuns astfel într-o mare strâmtorare și nu odată. Mai multe generații au trăit aceea stare. Domnul a ridicat judecători ca să-i izbăvească din mâinile celor ce îi prădau. Dar ei n-au ascultat nici de judecătorii lor, căci au curvit cu alți Dumnezei și s-au închinat înaintea lor. În curând s-au bătut de la carea pe care urmaseră părinții lor și n-au ascultat de poruncile Domnului, ca și ei. Când ridica Domnul judecător, Domnul era cu judecătorul și îi izbăvea din mâna vrăjmașilor lor în tot timpul vieții judecătorului. Căci Domnul îi se făcea milă de suspinele scoase de ei împotriva celor ce îi apăsau și îi chinuiau. Dar, și asta e tristețea că istoria se repetă, după moartea judecătorului se stricau din nou, mai mult decât părinții lor, ducându-se după alți Dumnezei ca să le slujească și se închine înaintea lor și stăruiau în această purtare și împietrire. Oare nu se repetă aceea stare? Nu știu cât de actual s-o cotiți studiul acesta de care ne-am apucat astăzi. Dar în vremea noastră, cred că de judecători ar fi nevoie. Adică de oameni care să se ridice și să spună poporului ce face și cui slujește. Nu mă refer strict la adunarea aceasta. Și mă gândesc la întreg popor. Pentru asta vă citesc din vremea celui din urmă judecător, Samuel, 1 Samuel, capitolul 7. Citim aici de la versetul 1. Singura frumusețe a acelor vremuri a fost că, în mod izolat, Dumnezeu încă mai păstra oameni credincioși. Și dintre ei, sau din alții care au cercetat de Duhul Domnului, Dumnezeu a ridicat izbăvirea și a înflorit din nou lucrarea și starea națiunii. 1 Samuel 7 cu 1 la 6. Locuitorii din Kiriat Iarim au venit și au suit chivotul Domnului. L-au dus în casa lui Abinadab pe deal
și a sfințit pe fiul său Eleazar ca să păzească chivotul Domnului. Trecuse destulă vreme de ziua când fusese pus chivotul lui Kiriat Iarim. Trecuseră 20 de ani. Atunci toată casa lui Israel a plâns după Domnul. Datorită greutăților, au fost cercetați, cred, și în urma rugăciunilor lui Samuel. Samuel a zis întregii case a lui Israel, dacă din toată inima voastră vă întoarceți la Domnul, scoateți din mijlocul vostru Dumnezeii străini și Astarteele, îndreptați-vă inima spre Domnul și slujiți-i numai Lui, și El vă va izbăvi din mâna filistenilor. Și copiii lui Israel au scos din mijlocul lor Baali și Astarteele și au slujit numai Domnului. Deci, o adevărată reformă, cum vă vedea că au fost prin judecători, nu presupunea doar o adunare care să recunoască, chiar în mod verbal, că Dumnezeu are dreptate și că oamenii ar trebui să se pocăiască, să se întoarcă la Dumnezeu. Cerea o reformă concretă, practică în țară, oamenii mergeau acasă și fiecare demonta tot sistemul idolatric din casa lui. Oamenii se alipeau din nou și se duceau la cortul Domnului. Se smereau și mărturiseau păcatele, acceptau să fie judecați. Se ridicau la luptă. Citesc și de la versetul 5. Samuel a zis, strângeți pe tot Israelul la Mițpa și eu mă voi ruga Domnului pentru voi. Și s-au strâns acolo, au scos apa, au vărsat înaintea Domnului și au postit în ziua aceea zicând, am păcătuit împotriva Domnului. Samuel judeca pe copiii lui Israel la Mițpa. Și imediat după asta, Dumnezeu a dat izbăvire. Așadar, sunt două elemente cheie. Mărturisirea și îndepărtarea păcatului, adică renunțarea la idolatrie și lupta. Dacă prima parte se rezolvă, lupta devine ușoară. Nicăieri în toată istoria biblică, după ce oamenii s-au pocăit, n-au mai pierdut vreun război. În războiul poporului Dumnezeu, nu e așa cum a zis David către Ioab, tu luptă-te că sabia doboară când pe unul, când pe altul. Ai Domnului când s-au pocăit, au fost biruitori întotdeauna. Nimic nu îl împiedică pe Dumnezeu să dea izbăvirea printr-un număr mic sau printr-un număr mare. Dar nu suntem biruitori de atâtea ori că nu renunțăm. Ne plac stările vinovate. Ne plac lucrurile lumești. Și atunci am vrea, Doamne, scapă, ne vrem să fim biruitori, să avem izbândă. Nu se poate. Amintiți-vă de cazul Gedeon. Veți avea izbândă împotriva madianiților. Sunt prea mulți 32.000. Au rămas 300. Dumnezeu a dat o izbândă spectaculoasă. Dar mai întâi a trebuit distrus altarul lui Baal, parul închinat a Astartei. Și apoi lupta e doar o chestiune de procedură. Vreau să trecem la a doua parte și să prezentăm pe scurt judecătorii. În total au fost 17 persoane. Eu i-am împărțit în trei. Doar îi enumerăm acum și spunem foarte puțin despre ei. Au fost judecători credincioși principiilor sfinte și lui Dumnezeu. Dar judecători despre care se scrie numai bine, n-am găsit decât trei. Odniel, cel care a fost jinerele lui Caleb, primul judecător, descris în capitolul 3. Prin el țara a avut odihnă 40 de ani. A fost un tânăr care nu s-a comportat ca ceilalți tineri și Dumnezeu l-a folosit, deși a fost dintr-o familie nu deosebită și nu cel mai mare, dimpotrivă cel mai mic. În capitolul 4 avem o femeie, Debora, singura judecătoare de altfel, nu știm în ce condiții a ajuns, dar din nou o femeie credincioasă, care pe lângă judecătoare era și profetesă. Exact ca și aici, procentul de femei deosebite prin care Dumnezeu să facă o lucrare, oricând a fost mai mic,
Dar a fost. Chiar și în vremea noastră se găsesc femei evlavioase. Mie îmi stăruie în minte un caz, o soră în vârstă, care într-o localitate a fost o promotoare foarte puternică a unor principii sfinte, care s-a luptat pentru o învățătură curată, s-a ocupat de surori, a ținut foarte mult la viața de familie. Iar celălalt judecător credincios Domnului este Samuel, un om care de mic, îi cunoaștem istoria încă de la părinții lui, a fost credincios Domnului până la sfârșit. Chiar și după ce a fost scos din slujba, a rămas să se roage pentru poporul lui Dumnezeu. Acești trei buni vreau să-i folosim ca trei simboluri. Dumnezeu poate să ridice tineri, poate să folosească oameni toată viața și poate să folosească de femei, care chiar într-o vreme în care credincioșii se amestecă cu lumea și Dumnezeu este tare întristat pentru asta. Pentru că vă rog să observați, niciun popor n-a fost convertit la iudaism, dar Israelul a împrumutat idolilor. Evreii n-au putut să-și impună religia la alte popoare, dar ei au împrumutat-o pe altora. Că asta e ciudat. Că n-ar fi rău dacă ne-am amestecat cu lumea, dacă prin forma asta i-am evangheliza, să treacă ei în legea noastră. Dar amestecându-ne, rând pe rând împrumutăm noi pe ale lor, ajungem la un sincretism păcătos și apoi la o idolatrie totală. Poți să fii unul din acești trei? Odniel, Deborah sau Samuel. Avem o altă categorie de judecători izbăvitori, dar cu probleme spirituale. Și istoria biblică a bisericii și realitatea de astăzi ne dovedește că Dumnezeu s-a folosit pentru o vreme de unii care n-au rămas credincioși până la capăt sau n-au fost dăruiți Domnului în totalitate. Dumnezeu i-a folosit, vom vedea în încheiere cum și de ce, dar au știrbit slava lui Dumnezeu. Lucrarea lor n-a fost întreagă și răsplătirea lor nu va fi întreagă. În această situație se află Gedeon, un om deosebit, dar care la bătrânețe a făcut un efod la Ofra, care a ajuns o pricină de curvie. Ahimelec a fost mai degrabă o pedeapsă. Iefta, un om care de tânăr a avut niște apucături excentrice. E drept că și a provenit dintr-un mediu mai ciudat. Era fiul unui curve. Samson, un om cu gafele lui. Dumnezeu nu s-a putut folosi de el la parametrii care ar fi vrut Dumnezeu. Dar nu Dumnezeu a fost de vină pentru asta. Și Eli, un om care toată viața a slujit, dar care prin atitudinea față de copiii săi, prin toleranța exagerat, prin lăcomia de care a dat dovadă, n-a făcut mare lucru. A slujit o viață întreagă, dar fără mari rezultate. Aici din nou vreau să ne punem întrebarea. Riscăm să fim unul din aceștia? Nu-i de dorit. Riscăm să fim oamenii parțiali de care Dumnezeu se poate folosi o vreme, într-o măsură? Avem stări vinovate pe care nu vrem să le îndreptăm? Pe care le tolerăm în noi sau în jurul nostru? Oameni vinovați. Vă spuneam că există și astăzi oameni de care Dumnezeu s-a folosit până la un punct. Și apoi s-au pierdut. Unii n-au rezistat ispitelor imorale. Și când apare câte o veste din asta despre oameni care au căzut, și noi am știut oameni credincioși, au avut lupte în viața lor, au avut cananiți în jur care și-au pus amprenta pe ei. Cum a căzut Samson? Umblând să facă bine. A ajuns să devină un om împătimit, un afemeiat.
Ne povestea un frate și cunosc personal cazul. A unui om din țara aceasta care era un proroc deosebit. Erau profeții directe, fără prea multe simbolisme să fie interpretate clar. S-au făcut și alte lucrări de vindecări prin el. Și la un moment dat a avut o descoperire printr-un proroc bătrân. Fii atent că diavolul vrea să te lege cu un lanț de care nu te vei mai scăpa și din care prin soare nu vei mai ieși. El deja devenise ușuratic și a zâmbit. A, și îi dă un cap la nevastă mea să mă lege, să nu mai mă duc în misiune. La care prorocul bătrân a adăugat, nu te juca, asta e o lucrare grea. N-au trecut nici 3 ani, aproximativ. Și a divorțat de femeia lui cu 6 copii. Era încă pe vremea comunistă, în tribunal, când a cerut dintre copii, a zis să nu-i lase la nevastă, că ea îi educă la o sectă. El, care fusese un exponent de frunte al lucrării din biserică, s-a recăsătorit cu femeia care a umblat în misiune. Evident că a fost abandonat de Dumnezeu, dar el pretinde și astăzi că este lucrător mai departe. Ne întrebăm, n-ar fi vrut Dumnezeu să lucreze cu el până la capăt? Ba da, dar n-a fost demn de chemarea lui. Se poate întâmpla asta și la tineri, și la bătrâni, și la femei. N-a fost Gedeon un om deosebit? Ba da. Dar a născut un fiu cu o curbă, Abimelec, care apoi a distrus în țară. Vom vedea când îl vom aminti. A avut Gedeon 70 de fii și acesta rău a omorât pe 68, a scăpat doar unul. Efodul făcut de el a ajuns un loc de curvie spirituală, o imagine a unei înălțimi vinovate. De aceea, fiți atenți. Și fiți atenți și la oamenii din jur. Și a treia categorie, judecători despre care nu ni se dau detalii de spiritualitate. Nu știm cât au fost de pocăiți sau cât nu. Aici avem pe Ehud, acel stângaci, pe Șamgar și alții mai puțin cunoscuți, Tola, Iair, Elon, Abdon. Despre unul din ei avem detalii, despre alții foarte puține. Vreau să încheiem acum punctând 2 idei care vreau să rămână ca 2 concluzii. Călăuzitoare pentru studiul care va urma. Dumnezeu nu și-a abandonat niciodată poporul. Oricât s-ar strica de rău biserica, și istoria a cunoscut perioade în care capii bisericilor seculare au fost unii dintre cei mai mizerabili oameni, Dumnezeu niciodată nu-și abandonează lucrarea. Domnul Hristos a zis, eu voi zidi biserica și porții locuinței morților nu vor birui. Cât a încercat diavolul să strice Israelul și uneori s-a stricat cu conducere cu tot poporul, Dumnezeu tot și-a păstrat o rămășiță și nu și-a abandonat lucrarea. S-a întârziat, s-a modificat planul, dar Dumnezeu nu renunță, că Dumnezeu are un plan veșnic. Dar atitudinea lui Dumnezeu față de popor este în funcție de starea spirituală a fiecăruia. Dumnezeu va mântui o biserică, dar mântuirea mea se va decide individual, mântuirea noastră se va decide pentru vremea noastră. Dumnezeu are mântuit din toate neamurile, adică din orice generație, va mântui și din generația asta. Dar Dumnezeu nu ne va mântui la grămadă. Ce zice Dumnezeu despre mine și despre noi? Asta ne interesează.
Nu vreau nici să ne plângem acum și să spunem, vai, ce perioadă grea trăim, e grea. Nici să ne rugăm, cum spunea unul, dar cu durere, Doamne, vino și ia-ne până mai pe cine. Dumnezeu își va mântui poporul și când va veni, chiar dacă a zis, Domnul, voi găsi credință, să știți că încă va găsi. Dar asta nu înseamnă că tot Israelul e al lui Dumnezeu și că tot Israelul va fi mântuit. Iată ce scrie în Judecători, capitolul 6, versetele 13 și 14. Pentru cei care nu slujesc Domnului în mod curat, Gedeon i-a zis, rogu-te, Domnul meu, dacă Domnul este cu noi, pentru ce ni s-au întâmplat toate aceste lucruri? Deci n-aș vrea să ridice întrebarea, și-a abandonat Dumnezeu poporul? Și unde sunt toate minunile acelea pe care ni le istoresc părinții noștri când spun, nu ne-a scos oare Domnul din Egipt? Acum Domnul ne părăsește și ne dă în mâinile lui Madian? Domnul s-a uitat la el și a zis, du-te cu puterea aceasta pe care o ai și izbăvește pe Israel din mâna lui Madian, oare nu te trimit eu? Uite ce interesat era Dumnezeu de popor și s-a uitat. Și a găsit între ei un om și l-a folosit. Cât despre ceilalți și atitudinea lor, citesc din același capitol, de la versetul 8 la 10. Domnul a trimis copilul lui Israel un proroc. El le-a zis, așa vorbește Domnul Dumnezeu lui Israel. Eu v-am scos din Egipt, v-am scos din casa robiei. Deci, se poate spune despre mulți oameni din biserici, Dumnezeu i-a scos din lume. Sau despre biserica aceea, ca și organizație. V-am scăpat din mâinile egiptenilor și din mâna tuturor celor ce vă apăsau, i-am izgonit dinaintea voastră și v-am dat vouă țara. Adică, Dumnezeu restrânge puterea diavolului și nu mai poate să ne stăpânească. Dar nu-i legat încă satana. Sunt lupte pe care trebuie să le dăm noi și de astea nu ne scutește Dumnezeu. V-am zis, eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, să nu vă temeți de Dumnezeu amoriților căror țară locuiți, dar voi n-ați ascultat de glasul meu. Și vă rog să rețineți, foarte important. Cananiții nu s-au bătut cu evreii, ci i-au înșelat prin idolatrie. Satana nu ne învinge pe noi în forță, ci ne înșeală. Așa e scris în Apocalipsa 12. Diavolul care înșeală întreaga lume, te ispitește cu stările imorale din lume, cu idolatria lumii acesteia și îți place. Și o accepți și devii robul lui. Și apoi te stăpânești. Și o ultimă idee. Dumnezeu s-a folosit de acești judecători, sau izbăvitori, cum sunt numiți unii dintre ei, în măsura ascultărilor. Dumnezeu ar vrea să aibă un om în întregime. Ar vrea tot poporul să fie a lui. Să slujească numai lui, cum zicea Samuel. Dar Dumnezeu nu se poate folosi de om decât atât cât îl ascultă. De exemplu, poate într-o duminică Dumnezeu se folosește de un predicator sau de un alt lucrător. Dar dacă peste săptămână omul acela sau în altă duminică nu mai stă la dispoziția Domnului, lucrarea lui Dumnezeu suferă. Dumnezeu este trist, de la o vreme leapădă. Dar nu știu cum să zic. Dumnezeu se uită la noi ca oameni și nu ne leapădă cu una, cu două. Pentru că n-aș vrea să creadă cineva, gata, un lucrător care a făcut o greșeală, că îmi stă în față fiecare dintre judecători, Dumnezeu l-a lepădat. Dar nu-i mulțumit Dumnezeu de el. Și în final poate să-l lepede. Asta când privim la unii predicatori sau la alți slujitori, care te uiți uneori și zici, dar Dumnezeu se folosește de ei. Da! Dar nu se poate folosi cum ar vrea.
Și oamenii aceștia care sunt cu jumătăți de măsură, care se joacă și cu lumea și cu biserică și acceptă și una și alta, n-aș vrea să le avem sfârșitul. N-aș vrea să avem sfârșitul lui ele, nici a lui Samson. Nici să avem urmări ca Gedeon după ce noi murim. Dar pentru o vreme Dumnezeu i-a folosit. Sau tot în ce privește slujirea parțială. Dumnezeu cred că pe unii ar vrea să-i folosească mai mult, dar nu poate. N-au curaj, n-au pasiune. Judecători, capitolul 4, de la versetul 6. Pentru că n-aș vrea să credem că toți cei care îi folosește Dumnezeu doar într-o anumită măsură sunt neapărat vinovați. Sunt poate pasivi. Eu m-am întrebat de mai multe ori în dreptul meu. Și sunt încredințat că Dumnezeu ar fi vrut, dar n-a putut în unele ocazii să mă folosească la dimensiunea și la mărimea la care El ar fi vrut. Că n-am stat la îndemâna Domnului. N-am ascultat, n-am avut credință. Debora a trimis să chem pe Barak, fiul lui Abinoam, din Kedeș Neftali și i-a zis: iată porunca pe care a dat-o Domnul Dumnezeu lui Israel. Du-te, îndreaptă-te spre muntele Taborului, ia cu tine 10.000 de oameni din copiii lui Neftale și din copiii lui Zabulon. Voi trage spre tine la părul Chison pe Sisera, căpetenia oștirii lui Iabin, împreună cu carle și oștile lui, și voi da în mâinile tale. Barak i-a zis: dacă vii tu cu noi, cu mine, mă voi duce. Dar dacă nu vii cu mine, nu mă voi duce. Și Debora, profetic, i-a răspuns: voi merge cu tine, dar nu vei avea slavă în calea pe care mergi, căci Domnul va da pe Sisera în mâinile unei femei. Și Debora s-a sculat și s-a dus cu Barak la Kedeș pentru război. Lipsă de curaj. Am întâlnit un lucrător care a zis: frate, Dumnezeu m-a cercetat și eram în fața unui bolnav și mi-a venit un cuvânt să-i zic să se ridice. Dar m-am îndoit. N-a zis Domnul asta către ucenici? Puțin credincioșilor. Dacă ați zice, s-ar face. Dar ne frică. Și nu ne apucăm. Și poporul Domnului are atâtea lipsuri. Și unii sunt așa de subjugați. Dumnezeu se ridice judecător plin de putere. Și de care să se poată folosi, nu cumva păcatul să-i facă la jumătate de capacitate și să le distrugă viitorul. Și adaug și din 1 Samuel, capitolul 2, versetul 30. Aici e o altă stare care dovedește că Dumnezeu ar vrea să facă mai mult în lucrarea sa. Și când mă gândesc mai mult, asta nu înseamnă neapărat să stăm mai mult la slujbă sau cineva să umble mai mult. Dar lucrarea să aibă mai mare valoare, să fie mai consistentă și când zicem un cuvânt să fie mai cu putere. La asta mă gândesc, la mai mult, adică mai tare. Dar poate ne vedem uneori de familia noastră, doar de interesele noastre, nu în sensul de a nu-ți griji familia. Că Eli nici pentru familia lui nu s-a luptat în plan spiritual, ci în sensul de a privi doar spre interesele materiale, pământești. Iarăși un cuvânt venit de la Domnul, 1 Samuel 2 cu 30. De aceea, iată ce zice Domnul Dumnezeu lui Israel: spusesem că și casa ta și casa tatălui tău o să umble întotdeauna înaintea mea. Și acum zice Domnul: departe de mine lucrul acesta. Dumnezeu și-a oprit planul și l-a întrerupt. Căci voi cinsti pe cine mă cinstește, dar cei ce mă disprețuiesc vor fi disprețuiți. Adică, v-am lepădat, a zis Dumnezeu. Vă voi face de ocară. Nu mi-ați dat slava cuvenită, n-ați vrut să mă ascultați, nu m-am putut folosi de voi. Încheiem această parte introductivă în nădejdea că Dumnezeu ne va cerceta pe toți. Și așteptăm ca în lecțiile viitoare să vedem ce lucruri ne se potrivește cel mai bine și ce ar trebui să facem cel mai bine pentru ca să fim cu adevărat un popor așa cum și l-ar vrea Domnul. Izraelul să fie total deslipit de tot ce e idolatru și vinovat. Cum scrie în Psalmul 81, Izraele, niciun Dumnezeu străin
să nu locuiască în mijlocul tău. Doamne, fii tu pe deplin Dumnezeul nostru. Amin.